Acest panou este trimis de peste hotare în Moldova și în timpul transportării se vede că nu au fost atenți și l-au deteriorat. Este o deteriorare foarte serioasă. În alte cazuri poți să arunci deja panoul pentru că are nu numai crăpătura la mijloc, dar și peste tot panoul. Nu mă luam eu de această lucrare, căci sunt destul de ocupată, lucrez acum asupra un tablou cu toamna, dar îmi place foarte mult să dau a doua viață lucrărilor care au toate șansele să fie aruncate. Adică îmi place mult să restaurez ceva unde este nevoie de multă răbdare și lucru minuțios. De asta și am hotărât să mă apuc de restaurat acest panou. În primul rând ador bareliefurile, îmi place tot ce ține de arta sculpturală și am spus că haideți să mă apuc să vedem, poate izbutesc să fac ceva bun. Aveam deja materialele toate de care aveam nevoie pentru restaurare și chiar din prima seară când am adus panoul acasă, m-am apucat de lucru și primul lucru care l-am făcut, am desfăcut toate crăpăturile și l-am tras așa din toate părțile ca să apară toate deteriorările, să le văd și să le deschid. Pe urmă le-am îmbibat cu grunt, cu pătrundere adâncă. Am respectat toată tehnologia de uscare și deci în final va fi vopsită în culoare albă și va fi așa puțin înstărită cu aur. Mie îmi place mai mult în alb, dar au spus stăpânii panoului, au spus că haideți mai bine să-i facem așa un fel de învechire cu aur. Și dacă vă veți uita până la urmă, o să vedeți la final ce mi s-a primit. Acolo mi-a părut pustiu locul sub acest miel și am căutat în rezervele mele din argilă polimerică, am găsit ceva potrivit ca să nu stea mielul în aer, dar să stea pe ceva flori, pentru că altceva nu mi-a venit în gând. Deci florile acestea, trandafirașe acestea, în final vor fi vopsiți în culoarea albă și vor copia stilul